Tărnuile, în primul rând, mă bucur să vă văd aici și, cum am spus puțin mai înainte în discuția avută, mă bucur că se pictează. Înseamnă că mai avem cultură în România? Cum să nu avem cultură? Nu, sunt normal că avem. Ideea este următoarea, că în majoritatea situațiilor arta este slab promovată, din păcate, da. Din păcate, da, și promovată non-cultura, non-valorile și prostia. Mă bucur teribil, nu aveți idee cât mă bucur să văd faptul că pictați. De unde sunteți în șinuri? Sunt din București, sunt Valerina Ciobanu, sunt artist plastic profesionist și am ieșit la peisaj, deoarece pandemia asta ne-a ținut atât de mult în atelier, era timpul să ieșim la peisaj. De cât timp faceți lucrul ăsta? Știu, asta e meseria mea, trăiesc din asta. Trăiesc din asta? Da, asta e meseria mea. Dar trăiesc la propriu din asta? Adică reușiți să vindeți ceea ce faceți? Da. Se cumpără în continuare? În ultima vreme, nu așa mult, poate mai puțin. Având în vedere situația economică, dar nu, normal, dar se poate trăi din meseria de pictat. Dacă ești sincer cât de naci și faci asta ca o meserie cu seriozitate, chiar se poate trăi. Am mulți colegi, mergem în tabere de creație. În perioada asta, de obicei, ieșeam la peisaj împreună și pictam. Adică chiar se întâmplă lucruri. Din păcate, foarte puțin promovate, exact cum spuneați dumneavoastră, deși artiștii chiar lucrează, expoziții se fac foarte des, din păcate la televizor sau în alte medii nu prea se promovează, nu e așa la modă pictura cum este, nu știu, totuși tot altceva. Toate că pictura spune multe. Este adevărat. Și o lucrare frumoasă într-o casă o să vă schimbe, o să vă schimbe starea de spirit. Asta este adevărat. Eu ador foarte mult pictura și mai ales peisajul în general. Sunt terminat după peisaj. Când văd o pictură, cu iau razna. Cât ar fi, de exemplu, acela la final? Cât ar costa? O lucrare de genul ăsta, da. O acuarelă de dimensiune asta, înrămată, frumos, da. Nu e așa o avere. Undeva la 600-700 de lei, în funcție de subiect și de complexitatea detaliilor. Adică chiar este... cel puțin acuarela este o tehnică pe care și-o permite absolut oricine. Și e o tehnică absolut superbă, una dintre cele mai frumoase tehnici pe care poți să captează sensibilitatea momentului și atunci e o tehnică frumoasă, frumoasă. Dacă oamenii ar fi interesați să vă cunoască, să vă cumpere lucrările, să ia contact cu noastră, cum pot face? Valerina Ciobanu, după cum v-am mai spus, am o pagină de Facebook, am cu același nume? Cu același nume, Valerina Ciobanu. Da. Am și Valerina Ciobanu Art. Da. Vicart.ro este site-ul meu, Vic de la Valerina Ciobanu și Art în coadă. Mai sunt și pe câteva site-uri pe care vând printuri, respectiv Fine Art America. Chiar dacă țineți minte numele, Valerina Ciobanu. Cu mare drag. Mă găsiți cu foarte mare ușurință. Mulțumim pentru, eu vă mulțumesc. Pentru puțin... pentru timpul pe care ne l-ați acordat și ne cerem scuze că v-am deranjat. Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate. La fel și noastră. Să vindeți absolut toate lucrările, să mă sunați, să-mi spuneți că ați rămas fără nicio lucrare. Să vă audă Dumnezeu. Așa. Ar fi grozav. Pentru că știu că munciți. Mulțumesc. Iar ce faceți acolo pune suflet. Sufletul dumneavoastră se află în acele tablouri. E adevărat. Da. Bun. Mulțumim din tot sufletul. Sărbătorile, să aveți spor.